Salut! Sunt Cristina Oțel, trainer, life design coach și antreprenor și ajut femeile să se elibereze din strâmtoarea vieții care le-a rămas mică și să-și creeze una care să le vină ca turnată. Pauza de bine e un podcast de life design în care te invit să te întâlnești cu tine, să-ți antrenezi mindsetul de creștere, să te împrietenești cu emoțiile tale, să-ți amplifici starea de bine și să-ți îmbunătățești obiceiurile. Împreună cu invitații mei, te echipăm cu ideile și instrumentele de care ai nevoie ca să-ți crești încrederea în tine, să-ți transformi viața de la interior spre exterior și să atingi succesul așa cum arată el pentru tine. Salut! Îți propun să începem pauza de bine de azi cu un micro experiment. Oprește-te un pic să faci un check cu tine. Ce cuvinte ai folosi ca să descrii percepția ta asupra finalului de an? Concentrează-te pe cum te simți, ce gândești, cum iei decizii, cum acționezi în perioada asta de dinainte de concediul de sărbători. Te simți relaxată, încrezătoare, mândră, recunoscătoare? sau poate ai impresia că intră zilele în sac, că mai ai o grămadă de lucruri de făcut și e musai să le faci până la finalul anului, pui presiune pe tine, simți poate anxietate, frustrare, nemulțumire. Orice ai răspunde, e ok. Nu suntem aici să judecăm și nici tu nu ești aici și nu răspunzi la întrebările astea ca să te critici. E pur și simplu locul în care te afli acum. Și de unde începe, sau mă rog, de unde continuă călătoria ta? Te întreb lucrurile astea pentru că săptămâna asta am avut conversații cu două dintre clientele mele cu care lucrez unul la unul despre presiunea asta pe care o pun pe ele la final de an, mânate de o teamă că ratează vreo oportunitate. Erau Oportunități diferite pentru cele două persoane, dar era ideea asta comună, firul ăsta roșu că ratează o oportunitate. Și odată ce simt frica și se activează instinctul de supraviețuire, clasicul fight or flight, mintea lor rulează tot felul de gânduri, de întrebări, de îngrijorări, se creează haos apăsător și gălăgios și devine foarte greu să mai vadă lucrurile clar și obiectiv. În cazul celor două cliente despre care îți povestesc, Scăpaseră din vedere ce și-au promis pentru acest an, ce au stabilit ele că e important, și începeau să se piardă în detalii care le-ar fi dus în direcția opusă față de ceea ce și-au propus. Însă, sunt super mândră de ele că, dacă în trecut puneau presiune pe ele să găsească soluții, să le facă pe toate singure, și ajungeau în burnout. Au cerut ajutor de data asta înainte ca tiparele vechi să se așeze la volan. Au conștientizat la timp ce e pe cale să se întâmple și au intervenit. Am spus-o și în episodul de săptămâna trecută și o repet oricând am ocazia: putem închide anul și cu blândețe, cu apreciere, fără critică și fără presiune autoimpusă. Există așa ceva! Se poate! Și motivul pentru care vorbim despre lucruri de genul ăsta și despre tranziția dintre ani și cum ne poziționăm noi față de această perioadă este că mai e puțin și începe sezonul New Year Real You, Workshop-ul Tradiție pe care îl facilitez de șase ani. Și sunt sute de cliente care au trăit cel puțin odată experiența asta. Multe dintre ele vin an de an și și-au creat cumva o tradiție și îl oferă cadou. Și există câteva cliente care n-au ratat nici o ediție. Ei, ele îmi arată clar și în mod repetat că la final de an e nevoie de câteva lucruri și ca să-și ofere blândețe, dar și ca să-și contureze intenții care să devină realitate. Vreau să împărtășesc cu tine azi cinci lecții pe care le-am extras din interacțiunea cu aceste 400 de persoane în ultimii șase ani. Poate ai și tu nevoie de ele în perioada asta. Primul lucru: spațiu. Avem nevoie de spațiu, să respirăm, să ne odihnim, să reflectăm, să ne bucurăm de victorii. Și pun aici o pauză, știu eu de ce, pentru că sunt foarte ușor de trecut cu vederea, să observăm tipare, să învățăm din greșeli și obținem asta încetinind. Cum îmi place mie să spun, înainte să apeși pedala de accelerație, oprește-te să te asiguri că ești pe drumul bun. Altfel, e adevărat, vei ajunge foarte repede, problema e că ajungi în locul greșit. În New Year, really You, încetinirea. Cultivarea prezenței și asumarea rolului de observator obiectiv încep încă înainte să ne vedem la workshop cu câteva invitații la reflexie. A doua lecție e despre speranță. Încrederea că va fi bine, chiar dacă acum ne e greu. Și conștientizarea faptului că dacă acum ne e bine, am contribuit activ la asta. Și asta înseamnă că putem să o facem și pe viitor. E ceva ce putem replica. E despre a vedea posibilități. La workshop ne conectăm sau, mă rog, ne reconectăm după caz cu puterea noastră interioară, cu abilitatea noastră de self-leadership și abia apoi, din spațiul ăsta, conturăm intenții și obiective și așternem planuri de acțiune pentru ce ne propunem în următoarele 12 luni. A treia lecție e despre viziune. Claritate despre ce urmează pentru noi, ce rezultate vrem să atingem și, foarte important, cine vrem să devenim. Ce mai vrem și ce nu mai vrem să facem? Ce disconfort suntem pregătite să ne asumăm? Ce disconfort ni se pare că e prea mult, cel puțin deocamdată. Avem nevoie de acel bigger picture, de o imagine de ansamblu și avem nevoie să ancorăm lucrurile cu adevărat importante pentru noi. Și de asta, în workshop, trecem printr-o vizualizare ghidată în care ne conectăm și cu felul în care se simte viitorul pe care ni-l dorim, nu doar cu cum arată. Și asta ne ajută să-i spunem minții ce contează, ce e relevant pentru noi, ca să știe la ce să fie atentă și ce să caute, ce oportunități să, să nu rateze. Dar, în același timp, ne creează și oportunitatea de a începe să generăm noi încă de azi emoțiile pe care le asociem cu succesul, așa cum îl definește fiecare dintre noi. Al patrulea lucru ține de comunitate. Avem nevoie de sentimentul ăla de togetherness, de împreună, de apartenență. Avem nevoie să fim în preajma unor oameni cu valori similare cu ale noastre, să nu ne simțim izolate, să nu ne simțim ciudate, că e și asta un cuvânt pe care l-am auzit. Să ne inspirăm reciproc, să ne încurajăm. Se generează o energie atât de faină când visăm și planificăm împreună cu alții că uneori mi-e greu să o pun în cuvinte. Oamenii care aleg să vină și să revină la New Year Real you, leagă prietenii, se responsabilizează reciproc, se bucură de revedere, inclusiv la jumătatea anului, când avem o întâlnire specială de check-in în care ne uităm la ce s-a întâmplat în primele șase luni, la cât de relevante ni se mai par toate planurile așternute uh, la sfârșitul anului, dacă mai avem timp pentru ele, ce altceva a intrat în peisaj și așa mai departe. Și ultimul element pe care vreau să-l menționez ține de responsabilizare, de acel accountability. Adevărul e că e tare ușor să scăpăm esențialul din vedere, să ne întoarcem la ce ne este familiar. Da, chiar și atunci când nu ne face bine, să spunem că viața ni se întâmplă, că nu putem influența mare lucru. Tocmai de asta, în momentul în care am conturat workshopul, am făcut-o în așa fel încât să amplifice asumarea responsabilității pentru propriul viitor. Ne uităm împreună și la ce ne stăm cale sau <coughs> la cum ne stăm în cale, la identitatea de acum și la identitatea persoanei care poate avea viața și toate lucrurile alea faine la care visăm, pe care ni le dorim, la obiceiuri, la cum le urmărim, la cum le măsurăm. Tot din partea participanților a venit acum nici nu mai știu câți ani, ideea de a crea și un Vision Board care hrănește toate cele cinci nevoi despre care am vorbit. Despre Vision Board am povestit mai multe în episoadele 73 și 114. Dacă vrei să afli mai multe, îți recomand să te întorci la ele. Ce vreau să scot în evidență aici este că un vision board care este făcut în urma unui proces de introspecție și de așezare conștientă cumva în anul care vine, ziceam că hrănește toate aceste cinci nevoi despre care am vorbit. Ajută la încetinirea și la crearea de spațiu de reflexie la finalul anului, când ne uităm la ce am pus pe panou cu vreo 12 luni în urmă. Ajută și la alimentarea încrederii și speranței că putem să realizăm visurile puse la păstrare pe el. Ajută și la a ne reaminti de viziunea noastră și de ceea ce contează, de prioritățile noastre. Ajută și la reconectarea cu sentimentul de apartenență, apropo de comunitate, când ne uităm la el, când vorbim despre el. Ajută și la responsabilizare și la măsurarea progresului. Spațiu, speranță, viziune, comunitate și responsabilizare. Astea sunt cinci nevoi despre care am învățat de la clientele mele. Asta îmi arată ele an de an că au nevoie ca să închidă anul cu înțelepciune și să se așeze cu sens și intenție în noul an și le sunt profund recunoscătoare, nu doar pentru încredere că încearcă, nu doar pentru încredere că revin și pentru lecțiile pe care mi le oferă sau pentru oglindirile pe care mi le oferă uneori, ci și pentru mesajele de peste an când îmi trimit vești și poze cu intenții de pe vision board devenite realitate. Sunt curioasă ce simți tu că ai nevoie la finalul anului. Nu există răspuns corect sau greșit și nici nu caut să-mi dai vreun răspuns anume. Vreau să fii super sinceră cu tine. Dacă însă nevoile tale se suprapun cu ce ți-am împărtășit din experiența clientelor mele, te aștept la workshop-ul New Year Real You, sezonul 2024-2025. Poți alege, deocamdată, între patru date, 2 în decembrie, 2 în ianuarie, cu mențiunea că locurile sunt limitate și se ocupă repede. Deci, cu cât mai repede te înscrii, cu atât mai multă flexibilitate ai sau atât mai multe opțiuni de date vei avea la dispoziție ca să alegi. Dăm de veste dacă episodul de azi a fost ce aveai tu nevoie, dacă a venit fix când aveai nevoie, că tare m-aș bucura să știu dă share episodului ca să ajutăm și alte persoane să folosească înțelept ultimele săptămâni din an și dacă mai lași și un rating de 5 stele pe Spotify sau un review pozitiv pe Apple Podcast, eu îți mulțumesc cu recunoștință. Joia viitoare ne luăm pauza de bine alături de o invitată în premieră aici în podcast și care a participat și ea la experiența New Year Will You. Până atunci însă, cum știi că îmi place să spun la final de episod, ține minte că și tu ai libertatea să creezi o viață pe care să o iubești, și sunt aici să te ajut să faci asta.